Războiul a început imediat după înmormântarea soțului, povestește Florica. Cumnata nu ar mai fi pierdut nicio clipă și a dat năvală în casă. Pasul următor a fost să-i facă viața un calvar Floricăi și să o alunge din locuință. Ceea ce s-a și întâmplat, astăzi femeia trăiește cu speranța că într-o zi va reuși să se reîntoarcă în casa pentru care a muncit o viață întreagă. Domnul avocat Adrian Cuculis este alături de noi prin Skype. Bună ziua, domnule avocat, vă mulțumim că sunteți alături. Bună ziua, vă salut și eu, mulțumesc pentru invitație. Mai multe detalii despre acest subiect vom afla de la Florica și sora ei Simona, care sunt în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua! Doamna Florica, ridicați o mână, că nu știu care sunteți. Eu sunt. Așa, dumneavoastră în negru. Doamna Florica, câți ani ați fost căsătorită cu soțul dumneavoastră? 24, dar nu ne-am cununat, că nu am avut condiții. De 2 ani am stat necununați. Și după aia ne-am cununat, în 2023. A, în 2023 v-ați cununat? A. În 2000... Am emoții. 2002. În 2022. În 93. În 1993. Deci 23 de ani au stat. A, deci în 93 v-ați cununat cu acte, da? Da, cu acte legale, da. Bun. 2 ani am stat necununat. Copii aveți? Nu am putut, cum ne-am căsătorit, am și făcut o sarcină extrauterină, da. Și după aia, tot așa am făcut la domnul doctor Cârstocea, era o sarcină normală. Înțeles, deci nu aveți, stați un pic, aveți copii cu el sau nu? Nu, rămâneam însărcinată. Înțeles, dar nu trebuie să spuneți problemele dumneavoastră, îmi pare rău, dar nu de asta vă întreb, ci ca să știm dacă sunt moștenitori, asta vreau să știu. Nu, nu are. Bun, deci nu aveți copii cu el. Încă ceva, el mai are și alți copii din alte căsătorii? Da, a avut o relație anterioară și a făcut un băiat cu o fată, n-a fost cununat. Dar l-a recunoscut pe acel copil, da? L-a recunoscut, da, am plătit pensia alimentară, 18 ani. Casa în care ați locuit și terenul, ale cui au fost? Eu cu soțul meu am cumpărat un teren de la primărie, da. Nu aveam încă 30 de ani, dar și am cumpărat-o, da? La licitație. Da, Florica, erai căsătorită? Da, eram căsătorit. Ok. Și ați cumpărat terenul împreună, deci proprietari, da? Da, împreună, la licitație, da. Da. Și pe el ați făcut casa? Am făcut casa, da, cu datorii din bănci. Da. Amândoi am muncit împreună la un loc de muncă. Da. Și la craft, și la avicola, și la lapte a lucrat el, eu la pâine. Bun, deci ați muncit ca o familie, da? Ce da, erați? Da. Ați cumpărat și pământul, ați făcut și casa. Despre această casă e vorba. De ce vă cer aceste detalii? Pentru că domnul Cuculis are nevoie de toate aceste date și o să înțeleagă și cei de acasă speța, care mi s-a părut un pic ciudată. Deci, da, a murit soțul dumneavoastră, condoleanțe. A murit în 2013? Așa. Da, în 2013, în 28 aprilie. Bun, ați rămas soție supraviețuitoare, da? Ați rămas în casa aceea, da? Da. Bun, ce s-a întâmplat mai departe? Doar 3 zile am putut să stau. După moartea soțului, sora la soț m-a dus la uzina, la lumină, acolo unde se face contracte, în Râșnov, și și-a trecut lumina pe nume și apa, dar m-a dus bătută și vai de viața mea, că ea m-a tras în mașină, soțul ei m-a împins, a tras mașina la ușă, m-au băgat. Zice, uite, acum seamănă exact ca zumbi, hai să o ducem. Florica, mută-te un pic mai pe centru imaginii, că vorbesc cu tine și îți văd doar jumate de față. Așa, și Simona, dă-te și tu un pic mai încolo, ca să încăpeți. Așa. Bun, cum adică te-a luat cu forța, te-a bătut și te-a pus să semnezi ce? Să-i dai contractul la lumină? N-am înțeles. Nu. M-au dus amândoi la uzina electrică, unde se face contracte pentru lumină, și și-a trecut numele pe numele lor. Era pe numele la soțul ei lumina trecută, că ea era cununată cu un om, îl chema Budi. Stați un pic, lumina de la casa dumneavoastră era pe numele Și-a trecut lumina după numele la soțul meu. Înainte era contractul de lumină, că v-am trimis niște contracte. Înainte era contractul de lumină Tinca Ovidiu Nicolae. După deces s-a trecut Budi. Păi Maria. De ce să se... Păi da, în baza cărui act? Ce era ea, proprietară acolo? Păi ce era? Pe abuz de bătaie. M-a bătut și m-a dus acolo. Stați, doamnă, nu, Florica.
Dar trebuie să fie proprietarul casei cel care cere contractul pe lumină, nu? Nu, ea a făcut ce a vrut. Ea a făcut ce a vrut de mine. Păi eu n-am avut cuvânt. Ea a făcut ce a vrut, dar cei de la instituția respectivă, în baza cărui act au făcut... Nici nu știu că eu m-am dus la domnul notar, după ce m-a bătut, a venit poliția, să cred că a fost a treia bătaie. A venit poliția și poliția, după vreo lună, două, mi-a spus că să mă duc la notar. Ea avea un act din 2012. Era ea proprietară jumate de casă, ea și nu știu cum, și eu după moartea, nu știu cum, după moarte se rămână ei. Dar eu nu, când am auzit, când mi-a spus poliția, eu m-am dus la notarul, la domnul notar Crăciun și i-am spus: domnul notar, vă rog frumos, ce ați făcut? Vreau să văd camerele de la vedere. Și a zis, așa ceva nu-i arăt nici lui mama. Da, ce mi-a zis, stai un pic. Da. Ce s-a întâmplat cu această casă? Hai să ajungem un pic mai repede acolo unde ne interesează. Ce s-a întâmplat cu casa în care tu ai locuit cu soțul tău 23 de ani? Ce s-a întâmplat? A devenit după moartea soțului, frații lui, pe bază de bătaie, pe putere, și m-a bătut și m-a scos din casă. Și domnul comandant Dumbravă Constantin, în loc, fiind comandat de poliție, în loc să rezolve cauza, i-a zis la frații mei, zice, să aveți răbdare, să rezolve tribunalul, ar fi bine să o primiți, că zice, femeia asta e foarte rea și vedem noi cu ochii. Dar trebuia să o dea și doamna pe ea. Florica, stați un pic. Da. Dar soțul a mai făcut vreun act ceva, nu știu, s-a întâmplat ceva care să le dea lor, cumnatei, dumneavoastră, dreptul să intre în casa voastră? Nu știu, soțul meu, dacă păcea soțul meu, trecea și copilul, în care copilul nici nu a fost trecut, că de-aia domnul notar s-a speriat. Dar ce act ați dus la notar? Adică ce act a fost făcut ca și cum ar fi fost făcut de soț? Eu nu știu. Eu atâta știu că ea a fost în 2010 cu soțul ei, rus Nicolae, în Spania. Și i-a trebuit o procură să treacă fata, fiind minoră, are o singură fată. Și eu altceva nu știu nimica. Eu te întreb altceva. Noi avem informații, Florica, că soțul tău ar fi făcut înainte de moarte, și nu înțeleg cum, un act de vânzare-cumpărare al casei pe numele surorii lui. Da, așa a fost. Dar doamna avocată, da? Doamna avocată Gâlmeanu Oltea, nu-i mai dați numele tot, a anulat. Așa. A anulat actul la vânzare-cumpărare din cauza că era un copil. Și copilul nu era trecut la nimica, nici... Deci l-a anulat instanța, cred. Ați fost în instanță? Da, a anulat actul vânzare-cumpărare. Și dacă tot ați fost în instanță și a anulat acel act, n-ați făcut și dezbaterea, n-ați făcut și succesiunea după soț? Păi uite că doamna avocată, Gâlmeanu Oltea, după... Nu mai dau nume. Dar nu contează, că ziceți. Nu. Zice să nu mai dau nume, nu ziceți, contează. Ziceți. Așa. Da. A scos-o la pensie. A ieșit la pensie și a lăsat locul ei, adică să continue pe Crăciun Laura. Și Crăciun Laura s-a cunoscut la domnul notar Crăciun, zice, de unde vine numele, au dat mâna amândoi, bună ziua, de unde vine numele, de la bunicul. Zice, de unde e bunicul, de la Sfântul Gheorghe. Și zice, și bunicul, dar unde șade, pe vale. Nu, de atunci... Ce vreți să ziceți, că ce-a făcut notarul? S-au recunoscut că sunt veri primari și m-a amânat doamna avocată, Crăciun Laura, m-a amânat până astăzi, încă nu mi-am primit nici drept și nici casa nu mi-am văzut-o. Adică, adică nu ați făcut succesiunea după moartea soțului? Nu. Și acolo scrie că am renunțat, dar eu nu am renunțat, că am făcut multe demersuri la tribunal și copilul zice că a renunțat. Eu l-am întrebat pe copil ce a făcut, că am primit de la tribunal, că a primit copilul 7.000 de euro. Copilul a zis că el nu știe exact nimica și nu a primit banii. Dar cine a zis că trebuie să primească copilul 7.000 de euro și de la cine? Sora la soț are un act vânzare-cumpărare cu copilul, că și-a vândut copilul dreptul, a vândut 3 pe 8. Și că i-ar fi dat mătușa, ca să renunțe copilul, i-ar fi dat mătușa copilului 7.000 de euro. Bun, da. Dar dumneavoastră, de unde știu eu că ați avea dreptul doar la 10% din casă? De unde știu eu de ăștia 10%? Ce-s cu ei? Eu ce v-am trimis dumneavoastră, v-am trimis niște copii, le-am obținut de la doamna avocată a mea, Crăciun Laura, da, că mă trimitea să fac copii Xerox.
Și eu am copiat, am făcut fotografie cu telefonul în fața ei. Zic, eu nu am original, doamna avocată, vă rog frumos, ce bine, hai pe niște copii. Ok, și ce-i coștea 10%? Nu înțeleg. Nu știu ce înseamnă, dumneavoastră, de-aia sora mea s-a enervat, că de ce tu, ca femeie, eu zilnic aud la televizor alte drepturi, ce ești de alte drepturi? Și am întrebat-o pe avocata, cum o cheamă, Ioana Dumitrescu, a fost avocata mea un timp. Așa? A zis că copilul a greșit și a făcut. Doamnă, să știți că copilul a făcut o greșeală în act. Adică ce, a făcut o renunțare? A vândut mai mult sau nu știu ce a făcut. Dar stați un pic, casa asta unde e, în ce localitate e, ca să ne dăm seama? Râșnov. Adică într-o zonă foarte bună, da, și scumpă. Și e o casă mare, are și teren? Da, casa e 600 de metri și casa are 100 de metri, văd că a trecut domnul notar 80, da? Eu așa, după un calculul meu... Uh-huh. Și terenul de 500 de metri, da? Da, terenul e 600. Uh-huh. Deci e un loc bun, foarte bun acolo. E un loc bun, e la stradă, am respectat proiectul, am respectat și strada, că am dat pe stradă cât a cerut primăria. Deci dumneavoastră, de cât timp ați fost dată afară din casă și nu mai locuiți în casa dumneavoastră? Din 2013 și până în... Din 2013, după 3 zile după ce a murit soțul, intram doar cu acordul poliției, ceream de la domnul... Mă scriam în audiență. Păi și unde dormiți? De 11 ani de zile, unde dormiți? Ceream voie la poliție să-mi dea voie să-mi iau câte o haină, că am plecat doar cu ghiozdanul, cu câteva acte ce-mi trebuia. Uh-huh. Și uite, pentru haina asta, că mergeam să-mi iau din casă, plăteam cu mult mai mult, că mergeam la poliție. Stai, doamne, în 2013, spuneți bine anul? Tu unde dormi de 11 ani de zile? Unde dormi? Unde am dormit? Am dormit la mama până în 2015. Mama în 2015 a decedat, a murit. Casa i-a revenit lui sora mea și eu am stat pe la frați cât am stat. Când v-am spus că și la sora mea ședeam câte o săptămână, două, iar... Și dormeam cu copiii, n-avea condiții. Mai am dormit la o soră, are mulți nepoți. Dormeam cinci persoane într-un pat. Domnule Cuculis, dumneavoastră, ce ați înțeles? Adică e posibil așa ceva? Dacă datele sunt corecte? Sunt multe de înțeles din treaba asta, dar sunt și niște contradicții pe acolo, pentru că probabil că n-au studii de specialitate, probabil că n-au primit toate informațiile cu privire la cum s-a dezbătut această succesiune și la fel de probabil, dacă doamna v-a spus că s-a căsătorit în 2023 și de fapt era din 93, e clar că sunt niște lucruri pe care nu și le aduce aminte corespunzător. Eu, în economia acestei discuții, înțeleg așa, cum Nata vine și spune, ok, eu de la fratele meu pe românește vin și iau practic de acolo pentru că tu nu ai niciun drept. Nu ai niciun drept pentru că nu poți să faci dovada că acel teren, casă și așa mai departe au fost dobândite în timpul căsătoriei sau dacă au fost dobândite în timpul căsătoriei, nu faci dovada că și tu ai avut o contribuție acolo. Cel puțin atenție... Păi, soțul meu... secundă că vorbim de un sfert de oră, vorbim de 2 minute, după care tragem concluzia. Da. Mai mult decât atât, în contextul în care se vorbește despre o cotă de 10%, nu știu de unde a apărut cota asta, nu există pe nicăieri, cotele ideale între soți sunt de 50-50. Cota ideală însemnând că împărțim totul jumătate-jumătate dacă nu există situație care să răstoarne cumva treaba asta. Prin urmare, 10% îl mai folosesc eu în discuțiile cu clienții și o să-l folosesc și aici de față cu doamnele, în contextul în care unul dintre soți nu are nicio contribuție, absolut nimic și totuși nu există nici copii la mijloc, nu există niciun fel de avantaj, să spunem așa, pe care ți l-a creat și partea cealaltă în timpul căsătoriei și tot există un 10% pentru conviețuirea respectivă, chiar dacă tu n-ai adus absolut nimic la căsătoria respectivă. Păi s-ar putea ăștia să fie cei 10% de care vă zic eu. Mi-am amintit. Știți cine e? Da. Dați o secundă, doamnă, să termin ce am de spus. Fiind o căsătorie de vreo 31 de ani, cel puțin din câte am înțeles eu pe acolo, mi-e foarte greu să cred că cineva, vreun judecător, vreodată se va gândi că doamna are doar 10%. Chiar și dacă era terenul lui de la bun început, simplu fapt că s-a ridicat o construcție și au conviețuit o perioadă atât de lungă de timp,
tot nu avea cum să o partajeze cu 10%, 90%. Deci ceva ne lipsește din calculul acesta și poate că doamna zice că și-a adus aminte să ne mai spună câte ceva. Dar poate, nu, Adrian, poate ne spune chiar cumnata pentru că o avem la telefon. O avem la telefon pe cumnata. Să fie decăzută din dreptul la moștenire pentru că nu și-a exercitat dreptul acela. Aia ar mai fi încă o variantă. Haideți să vedem ce spune cumnata. Este la telefon. Bună seara, doamnă. Alo, bună seara. Doamnă, care este adevărul? Nu, da, deci aș dori să vă explic mai clar și ca să înțelegeți. Deci el a luat pe cumnatul meu cu un copil care dânsa nu i-a dat voie toată viața să-l recunoască sau să-l caute. Dar stați cu dumneavoastră, nu sunteți soara. Terenul l-au licitat și nu este proprietate. Doamnă, cine sunteți? A, sunt cumnata din partea noastră. Am înțeles, m-am prins. Lasă-mă să-mi spună. Închideți un pic pe Florica. Deci, da, soțul meu a fost frate cu soțul dânsei. Deci cumnată din partea soțului. Aha, deci frații au fost cei doi soți, da, al ei și al dumneavoastră, în regulă. Exact, bun, ca exact. Să înțelegem un pic. Vă ascult, deci care eu e situația? Sunt căsătorită de 20 și ceva de ani cu soțul, da? Da. Da. Asta deci cunosc cazul foarte bine. Deci terenul nu este proprietate, a fost licitat, este 99 de ani, cum se spune? Concesiune, da? Concesionat. Casa, într-adevăr, au muncit, au făcut, dar în momentul când el s-a operat și a auzit că boala recidivează și așa, ea împreună cu el au decis împreună să vândă casa, da?